Au început emoțiile evaluării naționale. Absolvenții de clasa a 8-a susțin astăzi prima probă, cea de la limba și literatura română. Elevii au timp la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Cele 120 de minute pe care le-au avut elevii de clasa a 8-a pentru a rezolva subiectele au trecut repede, întrucât spun majoritatea celor care au susținut astăzi prima probă a celui mai important examen din viața lor, au știut ce să scrie. Pentru părinți însă, cele 2 ore au trecut extrem de greu, fiind copleșiți de emoții în fața centrului de testare. Ca orice părinte, toți avem emoție și da, ca și cum aș fi fost eu când am dat examenul în clasa 8-a, în anul 82, dar sunt emoții și așteptăm și noi să iasă. S-a pregătit, a luat meditații? S-a pregătit. Deci s-a pregătit, a învățat și... Fica, sperăm să facă bine, e pregătită. Este primul examen important din viața ei. Evident, primul. Probabil cel mai important. Stați de azi dimineața aici, s-o așteptați? Clar. Ce veți spune când va ieși pe poartă? Să... aibă noroc să fie sigură și în continuare, că mai urmează o probă, mai grea probabil, matematica. La subiectul al doilea, elevii au avut o compunere de minim 150 de cuvinte în care să-l caracterizeze pe Tic, personajul din textul lui Constantin Chiriță. A fost destul de ok, se putea și mai greu, în rest totul a fost bine. Ce notă crezi că iei? De la 8 în sus. Să fie bine, să nu fie rău, asta e tot ce contează. Până la urmă, nu? Ce vrei să faci mai departe? La ce liceu vrei să mergi? Doresc să merg tot la liceul acesta, dar acum vom vedea ce mi-a pregătit viitorul și vom vedea mai departe. Părerea mea a fost un pic greu, m-a pus un pic în dificultate, unele puncte au fost destul de deosebite. În general m-am descurcat, am știut. A fost un examen destul de echilibrat. Caracterizarea lui Tic cum a fost? A fost una deosebită pentru că nu primeam prea multe informații în text, dar eu consider că am reușit să o fac destul de bine. A fost de un nivel mediu de dificultate, dar am știut să o fac și a fost ușor de caracterizat personajul Tic. Ai avut emoții azi dimineață? Am avut emoții foarte mari. Matematica sau română? Care ți se pare mai grea? Mai grea mi se pare matematica. Păi vreau să intru la Colegiul Bănățean, la SN, și... după aia nu știu, văd. Ai luat meditații sau ai învățat singur? Am luat meditații. E mai bine să luăm meditații? Nu se poate fără? Nu se poate fără. E mult mai bine cu meditații. După părerea mea. Absolvenții de clasa a 8-a mai au o probă de foc joi și anume cea la matematică.